Creșterea debitelor văilor, precum și a râului Ronișoara, au afectat 234 de locuințe și 291 de anexe gospodărești în localitățile Rona de Sus și Rona de Jos din Maramureș. Precipitațiile care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în cele două localități maramureșene au compromis 190 de hectare de teren arabil și peste 260 de hectare de pășuni și fânețe. Mai mult au fost colmatate 350 de fântâni, dintre care 250 au fost la Rona de Sus și 100 la Rona de Jos. Ruperea de nori a mai afectat și 8 km de drum comunal, apele afectând două poduri și 22 de podețe. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș au arătat că pentru eliminarea efectelor negative ale fenomenelor meteorologice periculoase au acționat 30 de efective teritoriale ale Ministerului Administrației și Internelor, 43 de membri ai comitetelor locale pentru situații de urgență, aceștia intervenind în sprijinul cetățenilor afectați de inundații și pentru asigurarea desfășurării circulației rutiere pe drumurile naționale, județene și comunale.